Salutare tuturor! Imaginați-vă, vă rog frumos, o țară. O țară în care oamenii, odată la 5 ani, aleg un mare Consiliu General. Numărul membrilor acestui Consiliu este proporțional cu numărul de locuitori ai țării. Acest Consiliu alege mai departe forurile superioare de conducere. În frunte se află doi capitani regenți. Doi, nu unul. Asta înseamnă că niciunul dintre ei nu poate decide fără celălalt. Ei sunt egali ca putere. Acum, se schimbă la 6 luni. Prin urmare, nu pot sta foarte mult pe poziție și când li se termină mandatul, sunt judecați automat pentru modul în care și-au exercitat atribuțiile. Fiecare cetățean al țării, la finalizarea acestui mandat, are 3 zile în care poate depune o sesizare. Sesizarea este luată foarte în serios și fiecare dintre ei răspunde pentru modul în care a contribuit la crearea respectivei situații pe care omul o acuză. Într-o astfel de țară, care credeți că sunt șansele ca fenomenul corupției să prolifereze? Nu vă voi răspunde eu la această întrebare, vă voi lăsa vouă libertatea de a face o asemenea evaluare. Ceea ce vreau să vă spun este faptul că un astfel de stat există. Se numește San Marino și are o vechime în democrația lui de vreo 1700 de ani, ceea ce cred că îi oferă o destul de mare credibilitate. Suntem într-un moment în existența noastră în care încercăm să găsim soluții la un fenomen care ne afectează puternic viața fiecăruia dintre noi, fenomenul corupției. Nici fenomenul acesta nu îl găsim doar în România. Practic îl găsim în toate statele care au un sistem comparabil cu al nostru. Asta însemnând că poporul alege, după care, din momentul în care a ales, poporul nu mai are nicio putere, de fapt. Puterea merge invers, de la aleși către cei care sunt în subordinea lor. Iar lucrul acesta își face clar simțite consecințele. În plus, aleșii noștri, odată ce au finalizat mandatul, nu răspund în niciun fel pentru modul în care și-au îndeplinit atribuțiile. Este în sine un sistem care încurajează corupția. Asta este părerea mea legat de acest fenomen. Puteți fi de acord cu mine sau nu, cu siguranță. Un alt lucru pe care vi l-aș spune este iar o chestiune de notorietate. Puterea corupe, puterea absolută, corupe în mod absolut. Atâta timp cât un om are putere, el din start are mai puține șanse să facă față tentațiilor corupției decât dacă n-ar fi puterea doar la el, cum este cazul San Marino, când oamenii împart puterea. Prin urmare, pentru că știu că fiecare dintre voi este preocupat și încearcă să vină cu soluții, cu variante la ceea ce trăim în momentul de față, invitația mea când căutați aceste soluții este să gândiți creativ și să gândiți în termen de schimbare de sistem, nu în termen de schimbare de oameni. Părerea mea este că avem nevoie de o schimbare de sistem și că avem nevoie de o schimbare de Constituție care să permită schimbarea sistemului. Vreau să-i mulțumesc în final lui Plamen Panayotov, care m-a ajutat foarte mult în clarificarea acestor idei și să vă urez fiecăruia dintre voi multă creativitate în a propune soluții fezabile și soluții care să ducă la o creștere a calității vieții fiecăruia dintre noi.